Oh, ce interesant. Open loadout. Unde sunt bani? Atât de uimitor. Atât de epic. Extraordinar. Extraordinar. Într-adevăr, ceva nemai întâlnit. Ce drăguț e ăsta. Așa, așa, așa. Ia să vedem. Stai, unde? Nu. Aici. Ce drăguț. Iar pe drăguț vreau să zic tenerific, mirific, șpendlific. Tenerific? What the fuck? Și acum piesa de rezistență. Oh my god. Incredibil, mă. Incredibil. Fantastic. Stai o leacă că ăștia sunt imbecili tare, mă. N-au ieșit. Oh god! Oh shit, shit. N-au ieșit din bază, frate, și nu-i învinuiesc pentru că... Oh fuck! Paștele, mătii. Oh shit! Bine, poate cealaltă echipă e prea bună. Fuck, mă, lași, măi! No. E spurcată runda asta și, sincer, nici nu vreau să știu ce o să se întâmple, pentru că știu ce o să se întâmple. Nu pot să ies din bază, așa că... Ce? Scot spaiul, frate. Scot spaiul, easy. Easy ieșit din bază. Paștele, mătii. What the... Ce căcat a fost ăsta? Ce căcat? Frate, s-a văzut cum i-am dat una în spate și cum. Nimic, frate, n-a dat zero damage. Nu se există așa ceva. Ia stai că mă duc eu, mă. Mă duc eu că n-are cum să ajungă la... asta. Shit, vorbești serios? Vorbești serios? Ok. Na, satură-te. Mai ajungem noi pe dracu la ăsta, la punct. Poate. Nici pe dracu n-ai să vezi așa ceva, man. Oh, shit, asta e... Ah, fuck. Încerc și eu. Încerc. Makes me a very sad spy. Și măcar nu știu de ce m-am pus spy, pentru că nu vreau să joc spy azi, dar... Dar na. A trebuit să ies din bază, ok? Da, chiar. Bine v-am găsit, Team Fortress, episodul cu numărul și aici am tăcut pentru că nu mai știu. Ce jucam prima dată? Scout? Scout. Ce zici de coarnele mele, aha. Le-am primit fix de la diavol. Da, e vorba de un mic aranjament pe care l-am făcut noi și am primit astea ca bonus, știi? I-a zis, bă, semnez contractul ăsta, îți vin sufletul la mine și primești și coarnele astea pe Team Fortress. Și eu eram mai, coarne pe Team Fortress? Păi ești nebun! Toată lumea o să zică că sunt atât de tare. Și lumea zice că sunt tare, pentru că am coarne. Nu, glumeam, sunt de la The Binding of Isaac Rebirth, de acolo așa. Dacă dădeai pre-purchase sau dacă îl cumpărai, primeai chestiile astea sau ceva de genul ăsta. Și sunt ok. Mă întreb dacă le pot vopsi, dar nu am nicio vopsea la mine și nu cred că o să încerc prea curând. Iar căcaturile astea... așa... Da, toate. Înțeles, do this Texas style, a? Lasă Texas style-ul, eu vreau să scap de toate crate-urile astea spurcate care s-au stricurat în inventarul meu. Și mai interesant e că le-au dat câte două, așa, ca să mă enerveze pe mine. Mm.
Oh, da, am schimbat și culoarea la scris. Doar așa, să fie schimbată, pentru că am reinstalat tot Team Fortress-ul. Nu pentru că am zis că o să-l reinstalez data trecută, ci pentru că a trebuit să-l reinstalez din alte motive. Asta ce-i cu el, mă? A trebuit să-l reinstalez din alte motive și a trebuit să reinstalez și HUD-ul din alte motive, deci... Mori mâncați aici, gurița ta. Uite-l mă cum a omorât, mă, fii antenă, eram după zidul ăla, mă, ești nebun. Eram după zidul ăla și tu ce faci, mă? De ce-ți scoți sentriu și mori cu el? Ești prost, mare prost. Ăștia ce-i cu ei? Doi imbecili. Fii antenă la el. Uite-l că se uită după mine. Bine că vă bateți pe un teleporter voi. N-am ce să spun. O să intre în noi, frate, o să ne dea o bătută. Ce faci, mă? Easy, man. Fuck. Mulți oameni. Shit, fuck. Unde e viața? Fie antenă că o să mor aici și nu o să apară viața. Și n-am... Uite cine m-a omorât, mă. E rău când ți se ridică glicemia, pentru că aș putea să zic că mi se ridică glicemia. Dar nu știu ce înseamnă așa, că vezi că l-ai spy. Vezi că l-ai spy! Unde dracu te uiți? Fii atent, el scoate asta, mă. Uite, el scoate aia, mă, și trage numai pe lângă. Măcar hai să apărăm doar ultimul punct. Ce nume are și ăla? Bă, ce nume are și ăla? Auleu. Urăsc scout-ul. Urăsc scout-ul ăsta atât de tare. Nu, stai, ce fac aici? O să fie și mai rău. Așa, și apoi poate... Lasă așa. Că poate dau cu lapte în ei când capturează punctul și o să ajut echipa, știi, să... Mă, tu ești tâmpit. Uite-te la el, mă. Uite-te la el. Bă, frate, doamne, mi-e milă de ăștia. Dar mi-e milă și de mine că joc cu asemenea oameni. Pese paștele mătii de spurcat ce ești. Iar eu nu pot să îl nimeresc pe ăsta. Uite că am putut. Viață, 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 viață. Pentru că e un sentry acolo care tot trage. Scoate-ți-l afară. Oh, fuck. Oh, shit. Sunt sentry-uri peste tot și mini sentry-uri și sunt enervante. Ok, asta nu e important. Pot oricând să mă duc să-mi iau viață iar și să mă duc și apoi iar capturați punctul, mă. Oh. Uite-l pe ăsta, mă. Shit, vorbești serios? Oh, stai, mi s-au resetat căcaturile alea pentru că am dat reinstall la Team Fortress? Serios? Da, chiar nu pot să joc scout astăzi. Care e sensitivitatea? Holy shit! Fuck, trebuie să schimb chestia aia în... În... Nu, de fapt, 2.2 e prea nașoa... Shit. E prea nasoală. 2.9. Nu mai arde. Yes, bun. Iar un setup. Doamne, dacă nu e al doilea pe tura asta de filmat. Și mă enervează pentru că întâi trebuie să intru pe servere și v-am zis și data trecută că găsesc o grămadă de servere în care a mai rămas un minut din mapă, două minute din mapă și n-am chef să aștept să se schimbe harta și apoi dau de setup-uri care, practic, teoretic, sunt același lucru. Mă fac să aștept și nu-mi place. Dust Bowl, da, sigur. E, măcar am asta. Și pot să mă plimb pe aici și să dansez cu coarnele mele șmechere. I could do this for money, I don't, but I could. Scapul să iasă. Nu mai joc scout în viața mea. Niciodată. Chiar niciodată. Pentru că nu pot să fac nimic. De obicei puteam, dar acum nu pot.
Dar asta nu mai contează, s-a terminat în sfârșit perioada asta, sunt speeder, setup și acum pot să oprește-te. Shit! Să fug înapoi în bază ca un copilaș, pentru că ăsta dă cu... Așa, cu pipe-uri și n-am chef de pipe-uri. Uite un inginer spurcat. Băi, ești nebun, ăla nu mai murea, mă. Uite, mă piș pe el, scout, frate, mă piș pe el, pentru că nu merge cum trebuie, asta e așa. Poate, dacă bag o armă mai șmecheră, decât aia normală, poate, dar nu se știe. Parcă acum nu mă mai nimerește nici dracu, dar nici eu nu mai nimeresc pe nimeni, pentru că au rachete peste tot. Unii viața, deci, viața. Și acum? Așa, gata, l-am prins, man, l-am prins. E simplu. Uite-l și pe ăsta. E easy game, numai că tipul ăsta care vine aici și acum... Fuck, m-a văzut. Ce jec, mă, ce jec bolangiu și ăsta. Ăsta încearcă și el să facă ceva. Dar nu-i reușește. Desigur. Ok? Pentru că eu eram singurul de pe acolo așa care se plimba, pentru că toată echipa mea era la mama dracu. Hai băi că au 4-0 în pana mea. Hai să pușem și noi, luăm un punct de ăsta, era să zic turn, fucking Dota. Oh, shit! Sunt 100 de miliarde de pyro și de oameni pe acolo așa. Ce faci, mă? Bă, nu te du-mă după pyro ăla. Uite-l cum se duce după pyro ăla. Eu ce-i zic să nu facă și el ce face, a? A? Exact ce-i zic eu să nu facă, asta face. Hai, mă lași. What the fuck? Cum de m-a nimerit, frate, cu căcatul ăla de șaturi? Că le-a dat la întâmplare, s-a văzut. Iar, măi. Iar. Mă întristez, pentru că ăștia sunt mai buni decât mine, iar eu sunt mai praf decât ei, pentru că ei sunt mai buni decât mine. Și asta mă întristează și că nu pot să fac nimic, pentru că sunt shit. Pentru că am reinstalat jocul și sunt sigur că asta e problema, da, asta e. Acum sunt oameni peste tot cu sniperifeluri și cu căcaturi. Mori de tem paștele, măti! Ei, viață! What the fuck? Câtă viață mai ai în sângele, măti? De ce am făcut asta? De ce? Acum mi-am dat și eu seama. De ce am făcut asta? Shit! fuck! Vorbești serios? Au sentry-uri acum? E unul acolo așa și nu pot să fac nimic privința asta. Dar măcar am spart un teleporter și vine unul după mine. Nu o să știe că eu de fapt mă ascund aici. Nu o să știe, pentru că e fraier. Stai, am văzut pe altcineva. Iar vii, mă, și mă nimerești cu fiecare șată. Uite! Vai, mamă, mă lași. What the fuck? Tipul ăla are cod. Jur. Jur că tipul ăla are cod. E imposibil, man. Cum să miști așa un scout prin fața ta și tu să faci PIM headshot. PIM headshot. Mă rog, nu e headshot pentru că nu a pus scope-ul cel mai probabil, dar... Dar să fim serioși, căcatul ăla e destul de evident. Când cineva e... Iar? Vorbești serios? Eu o să mai încerc o dată. Dar e destul de stresant și destul de stupid. Dă-i, mă, și tu un backstab. Tu ești împit la ca... Aoleo. Uite-l, mă, ăla a stat pur și simplu în spate și n-a făcut nimic. Uite-l pe jeg. Nu pot să-l nimeresc, ești nebun. Băi, frate, din când în când îl mai lovesc o dată.
Ei, trage în el. Dă. Wow, s-a băgat spy-ul ăla. Da, măcar... Fuck! Uite, uite ce zic! What the fuck a fost asta? A sărit de nu știu unde și mi-a dat o critică. Headshot, probabil, pentru că na. What the... Bun, și ăsta era altul. Wow. Fuck! Iar e ăla. Și ce, mai bine să nu capturăm punctul deloc ca să pot să plec pur și simplu. Iar m-a nimerit, fie antenă. Oh, shit, iar e un pyro acolo. Ah, fuck, vorbești serios? Shit, un spy. Shit. Shit! Nu pot să-l liberesc! Ce căcat e ăsta? Uite-l pe ăsta, mă, fie antenă la el. Sunt atât de trist în acest moment.